Let's take out our Bibles and learn together. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Vocea Creștinilor. L-avem invitat în studio pe fratele Baruch Corban din Israel. Avem un subiect foarte interesant în această seară, un subiect pe care poate foarte mulți dintre voi sau și eu la un moment dat recunosc, l-am înțeles destul de greșit, l-am judecat greșit, dar lumina Scripturii a pătruns și la mine, așa cum doresc să pătrundă și la voi. Vreau să vă spun încă de la început că pregătim tabăra de studiu biblic și o să venim cu amănunte și cu informații noi pe parcursul emisiunii, dar să nu întindem foarte mult subiectul de vorbărie, să zic așa, dinainte și să-i dăm cuvântul fratelui Baruch. Avem o lecție așa de faină, așa de importantă și plină de revelațiile de la Dumnezeu, așa că nu mai zăbovim, îi dăm cuvântul fratelui Baruch. Baruch, you have the microphone. Beginning in Genesis chapter 37. Începând din capitolul Geneza 37, the focus of the book of Genesis switches to Joseph. Focalizarea cărții Geneza se transmite sau se pune pe Iosif. And almost everything that remains in the book of Genesis relates to Joseph. Și aproape tot ceea ce rămâne din cartea Genezei are legătură cu Iosif. But there's one exception to this. Însă este o singură excepție la acest lucru. And that's the chapter that we're going to study together this evening. Și acesta este capitolul pe care o să-l studiem împreună în seara aceasta. This next chapter, chapter 38, focuses upon a woman. Acest capitol următor, 38, se focalizează pe o femeie. The rabbis teach a biblical principle. Rabinii predică și învață un principiu biblic. When a woman becomes the focus of a biblical passage. Atunci când femeia este rolul central într-un pasaj biblic, it changes the emphasis of that passage. Schimbă accentul din acel pasaj. Women in the scripture relate to redemption. Femeile în scriptură au legătură strânsă cu răscumpărarea. Now, Joseph is a typology for the Messiah. Acum, Iosif este o tipologie pentru Mesia. But in chapter 38 we learn something about Joseph. Însă în capitolul 38 noi învățăm ceva despre Iosif. He is also going to be a redeemer. De asemenea, el va fi un răscumpărător. He brings life not just to Israel but to the world. El nu aduce lumină doar lui Israel, ci și lumii. And we see biblically there's a connection between life and redemption. Și vedem că este o legătură biblică între lumină și răscumpărare, viață și răscumpărare. Now, before we look at chapter 38. Acum, înainte să ne uităm la capitolul 38, we need to learn that there's an important commandment in this chapter. Trebuie să înțelegem că este o poruncă foarte importantă în acest capitol. In Hebrew, we call this commandment Yibum. În ebraică ne numim această poruncă Ibum. Now, what is that? Acum, ce înseamnă acest Ibum? It's hard to define it with just one word. Este foarte greu să descriem acest Ibum cu un singur cuvânt. But we learn about it in another chapter in the Bible. Dar învățăm despre acest Ibum în alt capitol din Biblie. And that is in the book of Deuteronomy in chapter 25. Și acolo se găsește în Deuteronom 25. In verses 5 through 10, we learn something that's very relevant. De la versetele 5 până la 10, învățăm ceva ce este foarte relevant. If there is a Jewish man, dacă este un bărbat evreu, one from the 12 tribes, unul care aparține celor 12 triburi, and he is married, și el este căsătorit, but before he has any children, dar înainte să aibă vreun copil,
He dies. El moare. Then this unique commandment instructs the family to do something. Atunci această poruncă unică instruiește familia să facă ceva anume. One of the brothers. Unul dintre frați. And it can be even extended beyond the brothers. Și se poate extinde această relație chiar după frați, mai încolo de frați. To another family member who is male and a relative. La un alt membru al familiei care este de parte bărbătească. This male is supposed to marry this woman. Și acest bărbat trebuie să se căsătorească cu văduva, cu acea femeie. For a specific purpose. Pentru un scop bine definit. That God will move in this union. Că Dumnezeu se va mișca în această unitate. He will give pregnancy. El va da și va face cumva ca femeia să zămislească. And a son will be born. Și un fiu se va naște. And why is this? Și din ce cauză este acest lucru? Without a son, fără un fiu, that name of that dead one will be ended. Acel nume acelui mort, a reposatului, se va sfârși. But with this commandment, once it's fulfilled, dar odată ce această poruncă este împlinită, that name which was dead, acel nume a omului care a fost, care este mort, will be resurrected. Va fi din nou adus la viață, va fi răscumpărat, va fi înviat din nou. When we look at the sages of Judaism, când ne uităm la înțelepții iudaismului, we learn from this chapter, învățăm din acest capitol, and we learn from this unique commandment, și învățăm din această poruncă unică, there's a connection between redemption and resurrection. Este o legătură între răscumpărare și redemption and resurrection. Între înviere și răscumpărare. Take out your Bibles now and look with me to Genesis chapter 38. Luați-vă Biblie și uitați-vă împreună cu noi la Geneza 38. We're no longer speaking about the patriarchs. Nu mai vorbim în acest moment de patriarhi. We are now moving to one family. Acum ne mutăm, atenția, peste o anumită familie. From the tribe of Judah. Din tribul lui Iuda. Now we know that Judah is related to the Messiah. Acum noi știm că Iuda are legătură cu Mesia. We all know the expression that Messiah is the line from the tribe of Judah. Și toți cunoaștem acea expresie că Mesia este leul din Iuda. So people knew that Messiah would come from the tribe of Judah. Așa că oamenii știu că Mesia va veni din tribul lui Iuda. But no one knew from which family within that tribe. Dar nimeni nu știe din ce familie aparținătoare a acelui trib. At the time of chapter 38. În momentul în care se studia sau era capitolul 38. Judah, the son of Yaakov, is alive. Iuda, fiul lui Iacov, era în viață. And his eldest son took a wife. Și fiul lui mai mare a luat de soție o femeie. But before there was a son born, dar înainte să fie născut un copil, that firstborn son died. Acel prim născut moare. We see the next brother took Tamar, the wife, for a purpose. Vedem următorul băiat că o ia pe Tamar ca și soție cu un anumit scop. To fulfill that commandment that we read about in Deuteronomy 25. Ca să împlinim acea poruncă din Deuteronom 25. But this brother was evil. Dar acest fiu era rău. And he did not fulfill this commandment. Și nu a împlinit această poruncă. Although he did the act, he did not complete it properly.
deși el mergea în direcția de a împlini această poruncă, el nu o termina cum trebuie. And therefore he died. Așa că, prin urmare, el a murit. We see his death as a punishment. Vedem moartea lui ca o pedeapsă. So another brother took Tamar to be his wife. Așa că alt frate a luat-o pe Tamar ca să fie soția acestuia. But this brother was also evil. Dar acest frate de asemenea era rău. And he did not fulfill the commandment. Și nu a împlinit porunca. And also he died. De asemenea și acesta a murit. And therefore Judah thought about something. Așa că Iuda cade pe gânduri în legătură cu ceva. He thought the problem was with Tamar. El a crezut că problema era cu Tamar. She must be a wicked woman. Ea cu siguranță pe semne trebuie să fie o femeie rea. And instead of obeying the word of God. Și în loc să fie ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu, he spoke something different. În loc să fie el ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, el a rostit ceva. He told Tamar, his daughter-in-law, el i s-a adresat Tamarei, nora sa. No longer stay with me at our home. Nu mai poți să stai împreună cu mine sub acoperișul meu. But you go back to your father's house. Și tu trebuie să te întorci înapoi la casa tatălui tău. And you continue there as a widow. Și să continui viața acolo ca o văduvă. And he said when the youngest brother is old enough. Și a spus așa, când fiul cel mai mic va fi suficient de mare, then I'll bring you back and you'll marry him. Abia atunci te voi întoarce, te voi aduce înapoi și tu poți să te căsătorești, să te măriți cu el. But Judah was not speaking the truth. Dar Iuda nu spunea adevărul în clipele acelea. He had no intention of fulfilling the commandment. N-avea de gând să împlinească această poruncă. Now I want you to look with me to Genesis 38. Acum doresc să vă uitați împreună cu mine la Geneza 38. And verse 11. În versetul 11. This is the verse we're now ready for. Acesta este versetul pentru care acum suntem pregătiți. It says, Yehuda said to Tamar, his daughter-in-law. Spune Yehuda s-a adresat lui Tamar, norei sale. Sit as a widow in your father's house. Așează-te ca văduvă în casa tatălui tău. Until Shelah, my son, grows up. Până când Shelah, fiul meu, crește. But notice what he continues to say. Dar uitați ce continuă să spună acesta. For he says, lest he should die also like his brothers. Pentru că zicea, spune bine noastră, ca să nu moară ca și frații săi. This is the proof that he thought that Tamar was the problem. Asta este dovada că el crede că Tamar este problema. But Tamar is an obedient woman. Însă Tamar este o femeie care stă în ascultare. She recognizes authority. Ea recunoaște autoritatea. She obeys authority. Ea stă în ascultare de autoritate. And she understands the authority of the word of God. Și înțelege autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. So she went and stayed at her father's house. Și spune Biblia și s-a dus și a locuit în casa tatălui ei. Now we're ready for verse 12. Acum suntem pregătiți pentru versetul 12. Now we see here that many days passed. Vedem că multe zile au trecut. And we see another woman died. Și vedem altă femeie care moare. Her name was Bathsheba. Numele ei era Bathsheba. And she is the wife of Yehuda. Și ea este soția lui Yehuda. Now, this is important for helping us understand the chapter. Acum, acest lucru este așa de important ca noi să putem să înțelegem importanța acestui capitol. We see that people die because of God's punishment. Vedem că oamenii au murit din cauza pedepsei lui Dumnezeu.
two brothers wouldn't obey the commandment of God. Doi frați nu au stat în ascultare față de porunca lui Dumnezeu. And they're dead. Și sunt morți. And now Judah did not speak the truth. Și acum Iuda nu rostește adevărul. And his wife has died. Și soția lui a murit. But look in the middle of verse 12. Dar uitați-vă la mijlocul versetului 12. When Yehuda was comforted, când Yehuda a fost mângâiat, he went up in order to shear his flock. S-a dus ca să își tundă turma. He and Hira, his friend. El și prietenul lui său Hira. And his friend was an Udulami from Timna. Și prietenul lui era un Udulami al lui Timna. Now, what this is telling us is two things. Acum, ce ne transmite acest text sunt două lucruri. First of all, he's finished mourning his wife. 1. A încetat perioada de jale pentru soția lui. And he's going back to regular life. Și merge înapoi la viața obișnuită. But he does not do the right thing. Dar nu face ceea ce este corect. Now look at verse 13. Uitați-vă la versetul 13. It was told to Tamar. I-a dat de veste Tamarei. Saying, behold, your father-in-law has gone up to Timna in order to shave the flock. Iată, spune Biblia noastră, că socrul tău se suie la Timna ca să-și tundă oile. She understood that things had gone back to normal. Ea a înțeles că lucrurile au luat o tursură pe calea normală. And that Yehuda had no intention of keeping his word. Și că Yehuda n-are nicio intenție să-și țină cuvântul dat. Now, what was Tamar concerned about? Acum, care era îngrijorarea lui Tamar? She was concerned about her dead husband. Era îngrijorată și se gândea la soțul ei care a murit. Without a son. Fără a avea un fiu. His name was cut off from the tribe of Judah. Numele lui era șters din tribul lui Iuda. And this could have serious implications. Și asta ar putea să aibă implicații foarte grave. Because if Messiah would to come through this family, pentru că dacă Mesia era să vină din această familie, Messiah's promise would never be fulfilled. Promisiunea venirii lui Mesia nu s-ar fi împlinit. Tamar was concerned about this. Și Tamar era îngrijorată de acest fapt. But Yehuda was not. Însă Yehuda nu era îngrijorat. He was not thinking about the promise of a redeemer. El nu era atent la promisiunea de a veni un împărător. He was not thinking about the commandments of God. El nu se gândea la poruncile lui Dumnezeu. Now there's a relationship between these two things. Acum este o relație strânsă între aceste două lucruri. If you're interested in the king who is the Messiah, dacă tu ești interesat de rege care este Mesia, you're also going to be interested in the commandments of God. De asemenea, tu ar trebui să fii interesat de poruncile lui Dumnezeu. There's a relationship between the commandments and the kingdom. Este o legătură așa de strânsă între porunci și împărăție. Through the commandments, we are not made righteous. Prin intermediul poruncilor, noi nu suntem făcuți neprihăniți. But through the commandments, we learn the definition of righteousness. Dar prin intermediul poruncilor, noi aflăm definiția a ceea ce înseamnă să fii neprihănit. And we are called by Messiah. Și noi suntem numiți de către Mesia. To seek the kingdom first. Suntem chemați de către Mesia să căutăm mai întâi împărăția and the righteousness of Messiah. Și neprihănirea lui Mesia. And I'm going to suggest to you tonight. Și eu v-aș sugera în această seară that Tamar was interested in righteousness. Că Tamar este direct interesată în neprihănire.
And when you're interested in righteousness, you're going to be kingdom committed. Iar atunci când tu ești interesat de neprihănire, ești dedicat împărăției. Now let's look at verse 14. Acum să ne uităm la versetul 14. What did Tamar do? Ce a făcut Tamar? She removed her clothing of being a widow from upon her. Și-a aruncat sau a scăpat de hainele de văduvă care erau peste ea. And she covered with a scarf. Și s-a acoperit cu o năframă sau cu un șal. And she wrapped herself up in a very modest way. Și s-a învelit cu el într-un mod destul de simpluț. And she sat at the intersection of roads. Și a stat la intersecția drumurilor. The road that goes to Timna. Drumul care merge la Timna. Now, why was she doing this? Acum, de ce să facă ea acest lucru? Look at how verse 14 concludes. Uitați-vă cum se concluzionează versetul 14. For she saw that Shelah had grown up. Pentru că se vedea clar că Shelah crescuse. And he was not given to her for a wife. Și nu i-a fost dat ei ca să fie ea nevastă. So here's the proof. Judah did not keep his word. Așa că iată dovada că Iuda nu și-a ținut cuvântul dat. He had forgotten about this important commandment. El a uitat de această poruncă așa de importantă. So this is the reason why she did what she did. Așa că acesta este motivul pentru care ea a făcut ce a făcut. Versetul 15. And Judah saw her. Iar Iuda a văzut-o pe aceasta. And he thought that she was a prostitute. Și a crezut că este o femeie ușoară. Because her face was covered up. Pentru că fața ei era acoperită. Now it tells us that prostitution is shameful. Acum asta ne spune că prostituția este rușinoasă. And in those days they would cover their face. Și în acele vremuri își ascundeau fața, își acopereau fața. But this also meant that Judah would not recognize his daughter-in-law. Dar de asemenea acest act a făcut ca Iuda să nu își recunoască nora. Now, what did he do when he saw a prostitute? Acum, ce a făcut acesta când a văzut o prostituată? He should have went the other way. El ar fi trebuit să meargă în o direcție total opusă. A godly, righteous man should never be with a prostitute. Un om neprihănit al lui Dumnezeu niciodată n-ar trebui să fie împreună cu o prostituată. But what did he do? Dar ce a făcut el? Verse 16. Versetul 16. He turned unto her upon the road. El s-a întors către ea în timp ce era pe drum. And he says, "Come please and I will enter into you." Și a spus: "Lasă-mă, te rog, și eu am să vin la tine." For he did not know that this was his daughter-in-law. Pentru că acesta nu știa că ea era nora lui. Now everything that Tamar does. Acum orice lucru pe care Tamar îl face, it is to obey the commandment of God. Este ca să stea în ascultare de porunca lui Dumnezeu. She is not a prostitute. Ea nu este o prostituată. She is acting in order that this command would be kept. Și ea acționează în direcția în care această poruncă să fie ținută, să fie respectată. She's doing this because she has faith in a coming Messiah. Dar ea face acest lucru pentru că are o credință într-un viitor Mesia, într-un Mesia care va veni. And she understands the work of Messiah is to bring redemption to the world. Și își dă seama că lucrarea lui Mesia este să aducă răscumpărare în lume. So when Yehuda turns to her and asks to be with her, așa că atunci când Iuda se duce la ea și îi spune: "Haide să fii cu mine." She says to him, ea îi răspunde și spune: "What will you give to me that you come into me?" Ce îmi vei da ca să vii la mine? Verse 17 is very important. Versetul 17 este așa de important. He says,
I will send to you the kid goats. El spune, îți voi trimite ied de la mine. Now, when we look at that expression, acum, când ne uităm la acea expresie, notice it's a kid goat from the flock. Băgați seama că este un ied din turmă. If you look at Exodus 12 very carefully, iar dacă tu te uiți la Exod 12 cu mare atenție, the Passover sacrifice, jertfa de Paște, can be from the sheep or from the goats. Poate să fie din cadrul oilor sau miilor sau a iezilor. And we see this expression there. Și vedem exact aceeași expresie o întâlnim acolo în Exod 12. And she says, "Give to me a guarantee that you will send it." Și ea spune, dă-mi, te rog, o garanție ca să-mi dau seama că tu îl vei trimite. So she's saying that you need to fulfill your obligation to me. Asta spunând cu alte cuvinte că tu trebuie să-ți ții obligațiile pe care tu le ai pentru mine. This is to inform you and me, the reader, of something. Asta este să ne informeze pe mine și pe tine, cititorul, de un anumit aspect. Yehuda cannot be trusted. Yehuda nu este un om în care să te încrezi. He said he would give his youngest son to her for a husband. El a spus că îl va da pe fiul cel mai mic pentru ea ca și soț. But he was lying, he had no intention of doing so. Dar el mințea și n-avea nicio intenție să facă acest lucru. So this verse tells us he's not trustworthy. Așa că acest verset arată clar că el nu este de credere. So he says to her, "What shall I give to you?" Așa că el spune, ce să-ți dau? Look at the end of verse 18. Uitați-vă la sfârșitul versetului 18. She says, "A singlet ring." Spune, inelul cu pecete, dă-mi-l. Now, this represents authority. Acum, asta reprezenta autoritatea. This represents a seal that obligates the family. Asta a reprezentat un sigiliu care obliga familia. Anytime a business deal was done, întotdeauna când o afacere avea loc și se întâmpla, instead of signing your name, în loc să semnezi cu numele tău, you would use the ring to seal the agreement. Tu foloseai inelul ca să implementezi acea înțelegere. This shows that this is not just a simple agreement. Asta arată că nu este doar o simplă înțelegere. One would use the ring for important agreements. Pentru că cineva folosea inelul cu pecete doar pentru înțelegeri foarte importante. So the fact that Tamar is asking for that ring. Și faptul că Tamar cere acel inel shows that this is very important to her. Arată că asta este de maximă importanță pentru ea. And the next thing that she asks for, și următorul lucru pe care ea îl cere, it's a very unique word. Este un cuvânt foarte unic. It relates to something that I want to show you. Are legătură cu ceva ceea ce eu vreau să vă arăt. It represents the fringes of the titset. Reprezintă franjurii care sau franjurii sau ciucuri. If you read in the book of Numbers chapter 15. Dacă tu citești în Numeri 15, when you look at this, când tu te uiți la aceste franjuri, how it is made, cum sunt ele alcătuite, cum sunt ele făcute, it should cause a person to remember the commandments of God. Face în așa fel încât o persoană să-și aducă aminte de poruncile lui Dumnezeu. This informs you and me, the reader. Asta informează pe tine și pe mine, cititorul. That everything that Tamar is doing, că orice lucru pe care Tamar îl face, it is because of this commandment of God. Este din cauza acestei porunci de-a lui Dumnezeu. She also asked for his staff. Și de asemenea, ea cere toiagul său. Baruch, we have a different word in Romania translation. We have not the talit, we have the chain from the neck. This is a poor translation.
Deci Baruch spune că nu este cuvântul lanț, probabil de la gât, și este o traducere destul de slabă pe care noi o avem. It's the same word in Hebrew for what I'm showing you right now. Este același cuvânt pentru ceea ce eu vă arăt acum, în clipa aceasta. What the reason why you have a different word? Cauza pentru care noi avem un alt cuvânt acolo, și anume lanțul. Because the ones who did your translation. Pentru că cel care a făcut traducerea pe care noi o avem didn't know the biblical language. Nu cunoștea limbajul biblic. Too many times when I go to different countries. De foarte multe ori când mă duc în țări diferite, I see the translations are closer to English than to the biblical language. Îmi dau seama că traducerile sunt foarte apropiate de limba engleză, nu de limba originală. The Romanian translators didn't know this word. Traducătorii români nu au cunoscut acest cuvânt. So they guessed and said like a chain around the neck. Așa că au încercat să ghicească crezând că este un lănțișor de la gât. The third thing was that rod, that staff that was in his hand. Iar al treilea lucru pe care aceasta îl cere este toiagul care se afla în mâna lui Iuda. And that is also related to authority and power. Și de asemenea, ăsta are legătură cu autoritatea și puterea. Now, how can we understand that? Acum, cum să înțelegem acest lucru? Yehuda is submitting to Tamar. Yehuda se supune lui Tamar. And we learn a principle. Și învățăm un principiu. When we are committed to the word of God. Atunci când noi suntem dedicați cuvântului lui Dumnezeu, when we want to obey the instructions of God. Când vrem să ne supunem instrucțiunilor lui Dumnezeu, that will give to us authority. Asta ne va da nouă autoritate. Așa. The more submissive and obedient you are to the word of God. Cu cât ești mai mai supus de cuvântul lui Dumnezeu, the more that God will give you authority in this world. Pe atât mult îți va da Dumnezeu autoritate în această lume. So we see that Yehuda gave all of these things to her. Așa că vedem pe Yehuda că îi dă aceste lucruri, toate aceste lucruri Tamarei. And he went into her, meaning he had relationships with her. Și s-a dus la ea și înseamnă că a avut relații cu ea. And notice how verse 18 ends. Și băgați seama cum se termină versetul 18. What does your Bible say, George? Ce spune Biblia ta, George? Spune and then she conceived from him. She became pregnant. Yeah, she became pregnant. Yeah. Okay. Ea a rămas însărcinată. This is to show the fulfillment of God's blessing on this act. Asta arată binecuvântarea și împlinirea binecuvântării pe care Dumnezeu o face datorită acestui act. Remember what said in Deuteronomy 25. Vă țineți minte ce spune în Deuteronom 25? Once they come together. Odată ce au venit împreună, God will cause conception. Dumnezeu va cauza ca femeia să rămână însărcinată. And the woman will bear a firstborn son. Și femeia va purta un prim născut de partea bărbătească. When there is conception or pregnancy, atunci când este femeia însărcinată, God is at work. Dumnezeu este la muncă, la lucru. This should cause the reader, meaning you and me. Asta ar trebui pentru cititor, adică pentru tine și pentru mine, to show that God is active in what's going on. Să ne arate că Dumnezeu este prezent în ceea ce se întâmplă în acest pasaj. Verse 19. Versetul 19. Immediately after this event. Imediat după acest eveniment, she got up and she went and she covered herself with a scarf. Ea s-a ridicat și a plecat și și-a scos acea maramă, acel șal. And she put back on those garments of her widowhood. Și din nou și-a pus acele haine de văduvie peste ea. This was a one-time action. Asta a fost un singur act ce s-a întâmplat. In order that the commandment of God would be fulfilled.
pentru ca porunca lui Dumnezeu să se împlinească. And that the name of her dead husband would not be cut off. Și numele soțului ei mort să nu fie șters. But through what she did. Dar prin acest act pe care ea l-a făcut, the name of her dead husband would be resurrected through this son. Numele răposatului va fi ridicat din nou prin acest fiu care se va naște. Versetul 20. Now, Yehuda, he sent that goat in the hand of his friend. Acum, Yehuda a trimis acel ied prin mâna prietenului său. But we're going to learn something. Dar vom învăța ceva. His friend couldn't find her. Prietenul său nu a putut să o găsească pe aceasta. So he asked about where is the prostitute that sits at the intersection. Așa că a întrebat în partea locului unde este prostituata care stătea la răscrucea drumurilor. The people in that place said there is no prostitute. Iar oamenii locului au spus nu avem, nu există așa ceva, nu există prostituată aici. No one was aware of any prostitute that would behave in that way. Nimeni nu era în cunoștință de cauză să fie vreo prostituată ca să acționeze în acel fel acolo. So eventually Yehuda's friend returned to him. Așa că prietenul lui Yehuda s-a întors înapoi la el. And he says I could not find her. Și spune eu nu am putut să o găsesc pe aceasta. And the people of that place said there was no prostitute here. Și oamenii din acele părți au spus că noi nu avem o prostituată aici. And what did Yehuda say? Și ce a spus Yehuda? He says, don't do anything more. Să nu faci nimic altceva. Look at verse 23. Uitați-vă la versetul 23. Yehuda said. Yehuda a spus. Basically, let her have these things. Cu alte cuvinte, lasă-o să aibă aceste lucruri. So I will not be, or we will not be ashamed. Ca noi să nu ne facem de mândra minune, să nu ne facem de râs. So he's going to let her keep those three things. Așa că spune, lasă-o să mențină, să-și păstreze acele trei lucruri. That ring of authority. Acel inel al autorității. This which represents the commandments of God. Acea haină care reprezintă, acea franjul care reprezintă poruncile lui Dumnezeu. And his rod or staff that shows his authority. Și toiagul sau bastonul care arăta de fapt autoritatea pe care el o avea. Now, she is doing this under the leadership of the Spirit of God. Acum ea face aceste lucruri călăuzită de către Duhul lui Dumnezeu. She is going to be prepared for what's going to happen. Așa că ea va fi pregătită pentru ceea ce se va întâmpla. And we should learn another principle. Și trebuie să învățăm alt principiu. When we're being led by the Spirit of God, atunci când noi suntem conduși de către Duhul lui Dumnezeu, he will prepare us for the future. El ne va pregăti pe noi pentru viitor. Everything that she did for a reason. Orice lucru pe care el l-a făcut cu un scop. Now let's look at verse 24. Acum haideți să ne uităm la versetul 24. Everything in the Bible has relevance. Orice lucru din Biblie are relevanță, are însemnătate. Everything that's written in the Bible gives us revelation. Tot ceea ce este scris în Biblie ne dă nouă revelație. It says, and it came about as 3 months. Și spune acolo că și s-au făcut cam 3 luni. Not 4 months or 2 months, but 3 months. Nu 4 luni sau 2 luni, ci specifică clar 3 luni. And 3 is a number of revealing something. Iar cifra 3 este un nume care arată ceva. The number 3 relates to proving something as a fact. Numărul 3 arată ceva care, ca și fiind o dovadă a unui lucru exact. Let me give you some examples of this. Dați-mi voie să vă arăt niște exemple în legătură cu asta. We see, for example, that Yeshua told Peter that he would deny him. Yeshua i-a spus lui Petru că tu mă vei respinge pe mine, mă vei nega pe mine. And Peter denied him 3 times. Iar Petru l-a negat de 3 ori.
It shows that what Yeshua said was true. Spune că ceea ce Yeshua a spus a fost adevărat. And when Yeshua reinstated Peter as a disciple. Iar când Yeshua l-a reinstaurat pe Petru ca și apostol, ca și ucenic, he asked him three times, "Do you love me?" L-a întrebat de trei ori dacă tu mă iubești pe mine. So the number three proves something. Așa că numărul 3 arată ceva. The number three documents something. Numărul 3 documentează ceva. So with 3 months it was said to Judah. Așa că după 3 luni i s-a dus la cunoștința lui Iuda that Tamar has played the prostitute. Că Tamar a fost ca o prostituată. And she has conceived from her prostitution. Și a rămas însărcinată datorită acestui act de prostituție. And notice what it says that his response was. Și băgați de seama care a fost răspunsul său. And Yehuda said, "Bring her out and burn her up." Și Yehuda a spus, scoateți-o afară și ardeți-o. Let me ask you a question. Lasă-mă să vă pun o întrebare. According to the Torah, does one kill an adulterer by burning up? Conform Torei, cineva care face adulter trebuie să fie ars sau nu? The answer is no. Răspunsul este nu. It was told to him that she had played the prostitute. I s-a spus ei că a jucat rolul de prostituată. But what does the Bible say? Dar ce spune Biblia de fapt? One testimony is not enough. Mărturia unuia nu este suficientă. By two or three witnesses, a matter is set as truth. Ci mărturia a două sau trei persoane, numai atunci are putere ca și fiind un adevăr. This verse is very informative to you and me, the reader. Acest verset are foarte multe informații pentru mine și tine care suntem cititori. It gives us information. Și ne dă foarte multe informații. It confirms something we already know. Confirmă ceva ceea ce noi deja știm. Yehuda is not following the commandments of God. Iuda nu urmează poruncile lui Dumnezeu. In the Bible, you do not burn up an adulterous woman. În Biblie, tu nu dai foc unei femei care este adultere. You stone her. Ci o omor prin aruncare cu pietre. He is not asking for any verification. He's acting out of his flesh. El nu caută nici o verificare, el pur și simplu ia decizie din firea sa. Now verse 25. Acum versetul 25. And she was brought out, meaning brought out in public. Și ea a fost scoasă în public sau adusă în public. But notice what she said. Dar băgați de seamă ce spune aceasta. She said, "Send to my father-in-law these things." Spune, trimiteți la socrul meu aceste lucruri. For the man that these things belong to. Căci de la omul la care eu am aceste lucruri și aceste lucruri aparțin. It was through him that I have conceived. De la el eu sunt însărcinată. And therefore ask him. Așa că întrebați-l. Do you recognize this singlet rein, this fringe garment and this staff? Așa că recunoaște el cumva acest inel cu pecete, această haină cu franjuri și acest toiag? Now notice his response to what she has done. Acum băgați de seamă ce răspuns dă acesta. Verse 26. Versetul 26. And Yehuda recognized these things. Și Yehuda a recunoscut aceste lucruri. And what did he say? Și ce a spus el? She is more righteous than me. Este mult mai neprihănită decât mine. We read in the word of God that Tamar is righteous. Noi citim în cuvântul lui Dumnezeu că Tamar este neprihănită. Baruch, we don't have this, you know.
No, I don't know why you don't have it. We have, she is less guilty than me. This is pure sinfulness. Aceasta este o păcătoșenie pură. This is because the translator wants to interpret the word of God rather than translate it. Asta se întâmplă la noi pentru că traducătorul a vrut să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu în loc să-l traducă așa cum este. It's the word sata. Este cuvântul sata. Sata. Saka. It's from the word sedek, which means righteous. Care vine de la cuvântul sedek, care înseamnă neprihănire. To say that she's less guilty than me is a fabrication of the word of God. Să spui că este mai puțin vinovată decât mine este o făcătură a acestui text. It shows that the translators do not understand scripture. Arată că traducătorii nu au cunoscut scriptura. Tamar is not guilty. Tamar nu este vinovată. You know where we read about Tamar and her behavior? Știți unde citim despre Tamar, despre comportamentul ei? In the genealogy of Messiah. În genealogiile lui Mesia. So, I'm very concerned about the Romanian translation. Așa că sunt foarte gândit când este vorba despre traducerea română. It is not a Bible-based translation. Nu este o traducere bazată pe Biblie. It says in verse 26. Așa că spune în versetul 26. She is more righteous than me. Ea este mult mai neprihănită decât mine. Because I did not give Shelah my son to her. Pentru că nu l-am dat pe Shelah, fiul meu, pentru ea. What is he saying in this verse? Ce spune el în acest verset? He is confessing his sin. Că el își mărturisește păcatul său. He's acknowledging that he did not do the commandment as he said he was going to do. El înțelege că el nu a respectat și nu a împlinit acea poruncă cum trebuia să o împlinească. When we look at Christ's genealogy in the book of Matthew. Atunci când ne uităm la genealogia lui Hristos în cartea lui Matei, we find that there are four women. Băgând de seamă că sunt menționate patru femei. There's Tamar. Este prima, Tamar. There's Ruth. Ruth. There is Bathsheba. Este Bathsheba. And there is Miriam or Mary. Și is not Rahav. There's also Rahav. Este Rahav. Miriam is not mentioned, it's Rahav. At the end of it, she is. Ok, la sfârșit spune că se numește despre Maria. Ok. All of these women are righteous. Toate aceste femei sunt neprihănite. All of them had faith. Toate dintre ele au avut credință. All of them wanted to do the will of God. Toate au dorit să împlinească cuvântul voia lui Dumnezeu. And all of them was used by God. Și toate au fost folosite de către Dumnezeu. And all of them were in the genealogy of Christ. Și toate fac parte din genealogia lui Hristos. So we see that Yehuda says. Așa că vedem că Yehuda spune. More righteous is she than I. Mult mai neprihănită este ea față de mine. For I did not give Shelah to her, my son. Pentru că nu l-am dat pe Shelah, fiul meu, pentru ea. Now remember, this was just a one-time thing. Acum aduți aminte, acesta a fost un singur eveniment. To raise up a firstborn son. Să ridice un copil de parte bărbătească ca să fie moștenitor. And look at the end of verse 26. Și băgați de seamă ce spune la versetul 26 la final. And he did not continue to know her anymore. Și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci, spune Biblia noastră. Verse 27. Versetul 27. Now again, God wants to teach us biblical truth. Acum din nou, Dumnezeu vrea să ne învețe adevărurile scripturale. He wants to confirm to us that Tamar is righteous. Vrea să ne confirme nouă că Tamar este neprihănită. What does it say in verse 27?
Ce spune în versetul 27? And it came about in that time. Și s-a întâmplat că atunci, the time for her to give birth. Atunci când a venit sorocul. And what's the next word, George? Care este cuvântul următor? There were two children or twins. Here again, your translation is forgetting a very important word. Acum din nou, traducerea pe care noi avem elimină sau omite un cuvânt foarte important. You do not have the word hine, meaning behold. No, hine, no, we don't have. Nu avem cuvântul iată. This is shameful. Asta este rușinos. Wait, behold that in her womb were twins. This we have. Do you have the word behold? Da, avem cuvântul iată. Avem, okay. Yeah, okay. Very good. It's a very important word. Este foarte important că acel cuvânt iată, l-avem și noi în text, în versetul 27. It tells us what follows is of great significance. Asta spune că ceea ce urmează după acest cuvânt iată are mare semnătate. And what are we being told? Și ce ni se spune? God just didn't give one firstborn son. Dumnezeu nu a dat un singur prim născut. But there were twins in her womb. Ci erau gemeni în pântece. That is a double blessing. Asta înseamnă o dublă binecuvântare. And we're going to learn that there's an additional truth that God wants to teach us. Și vedem că este un adevăr adițional pe care Dumnezeu vrea să ne-l predea. Now we're ready for verse 28. Acum suntem gata pentru versetul 28. And when it came time for her to give birth. Și când a venit timpul ca ea să zămislească, să nască. We see that the midwife did something. Vedem că moașa a făcut ceva anume. When one of the babies gave forth his arm. Atunci când unul dintre copilași și-a scos brațul sau mâna afară. We find that the midwife tied upon his hand a crimson cord. Vedem că moașa a legat de mâna acestuia un șnur cărămiziu. Now that color relates to redemption. Acum acea culoare are legătură cu răscumpărarea. It's the color of blood. Este culoarea sângelui. And notice it says for this one went out first. Și spune acesta a ieșit primul. But something miraculous is going to happen. Dar ceva miraculos se întâmplă aici. Something of great significance. Ceva de mare însemnătate. Something related to the purposes of God. Ceva care are esență legătură cu scopurile lui Dumnezeu. Something that's happening in our days. Ceva ce se întâmplă în zilele noastre. Look now at verse 29. Uitați-vă la versetul 29. And it came about as he withdrew his hand. Și s-a întâmplat că atunci când el și-a retras mâna. Now, this is not normal. Asta nu este normal. When a child is born, când un copil se naște, what comes out? Ceea ce vine afară usually does not go back in. De obicei nu se retrage înapoi de unde a ieșit. But this shows something unique, something miraculous. Dar asta arată ceva unic, ceva miraculos. So he took back his arm, placed it back inside. Așa că și-a retras mâna și a intrat cu ea înăuntru. And what's the next word, George? Care este următorul cuvânt, George? We have that same word, and behold. Și avem acel cuvânt și iată. To show this is very important. Să ne arate că este foarte important acest lucru. Does your Bible have that word behold here? Are Biblia română acel iată? No, but he put the hands back and came his brother. It's forgetting a key biblical word. Se omite un cuvânt biblic cheie în pasajul nostru. Let me tell everyone my position. Haideți să vă spun la toți poziția pe care eu o am. Every word in the scripture is significant.
Orice cuvânt din Scriptură are semnificație. And no one has a right just to take words out of the Bible. Și nimeni nu are dreptul doar să scoată cuvinte afară din Biblie. When you understand this Hebrew word hine, când tu înțelegi acest cuvânt ebraic hine, every time it appears in the scripture, de fiecare dată când acesta apare în Scriptură, it's to point out something which is of high significance. Este ca să arate că urmează ceva de o importanță majoră. Behold, his brother went forth. Iată, fratele său a ieșit. Now, the word for going forth. Acum, cuvântul de a ieși sau a străpunge is the same word that relates to the Exodus. Este același cuvânt care are legătură în Exodul. When we talk about the Exodus from Egypt, it takes place at Passover. Când vorbim despre Exodul din Egipt, are loc în timpul sărbătorii Paștelui. This is all about redemption. Așa că tot acest context este un context al răscumpărării. And the woman said, și femeia a spus, lasă-mă așa, how he has birthed forth. Ce spărtură a făcut sau ce ieșire a făcut? Now, what's interesting is that this word for bursting forth. Acum, acest interesant că acest cuvânt pentru a sparge sau a răzbi sau a izbi appears three times in verse 29. Apare de trei ori în versetul 29. She says, "How he has burst forth unto you." Spune, ce spărtură ai făcut? Then we have that a word again to burst forth. Acum, apoi după aia avem acel nume pentru o spărtură. And therefore they called his name Peretz, which means to burst forth. Așa că i-au pus numele de Peretz, adică a face spărtură. Two more verses and we'll be done. Încă două versete și am terminat. I want us to look at another place in the book of Genesis. Vreau să vă uitați în alt loc în cartea Geneza. Turn if you would to Genesis 28. Uitați-vă la Geneza 28 and verse 14. La versetul 14. This is a prophecy about the children of Israel. Asta este o profeție pentru fiul lui Israel, pentru copiii lui Israel. It speaks about what will happen to Israel in the last days. Se referă la ceea ce se va întâmpla cu Israelul în zilele din urmă. Verse 14. Versetul 14. And it will come about that your seed, meaning your offspring, se va întâmpla că sămânța ta, adică plozii tăi, pruncii tăi, as the dust of the earth, vor fi ca pulberea pământului. Meaning a great number. Adică un număr foarte mare. And what are they going to do? Și ce vor face aceștia? They are going to burst forth to the west, east, north and south. Ei se vor răspândi, adică vor izbucni către nord, sud, est și vest. That's what we're seeing today. Asta este ceea ce noi vedem în ziua de astăzi. That is what this war is about that's happening in Israel today. Despre asta este acest război care se întâmplă astăzi în Israel. This is why as well Hezbollah is attacking Israel in the north. Din cauza aceasta Hezbollah atacă Israelul din partea de nord. And those that are far away in Yemen are also attacking us. Și cei care sunt departe în Yemen de asemenea ne atacă. The world wants a Palestinian state. Iar lumea dorește un stat palestinian. They want the nation of Israel to become small. Ei doresc ca națiunea lui Israel să devină mai mică. But what is God's will? Dar care este dorința lui Dumnezeu? That the children of Israel birth forth. Ca copiii lui Israel să se răspândească, să izbucnească, să se împrăștie. In every direction, west, east, north and south. În orice direcție, nord, sud, est, vest. And when that happens, what can we expect? Și când se va întâmpla acest lucru, la ce ne putem aștepta? It says,
all the families of the earth will be blessed in your seed. Și spune toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Let's understand this in the simplest way. Haide să înțelegem aceste lucruri în termeni simpli. If you want the curse, dacă tu vrei blestemul, you want a smaller Israel. Vrei un Israel micșorat. If you want the curse, dacă tu dorești blestemul, you are pro-Palestine. Ești pro-palestinian. But if you want the blessings of God, dar dacă tu dorești binecuvântările lui Dumnezeu, you want the Jewish people to come back to the land. Tu dorești ca poporul evreu să vină înapoi în țară. And you want the land of Israel to even get bigger. Și dorești ca țara lui Israel să se extindă. Let me prove that from the prophet Isaiah. Haide să demonstrez acest lucru din profetul Isaia. Isaiah chapter 54. Isaia 54. It's talking about a woman who had no children. Se vorbește în acest pasaj despre o femeie care nu are copii. But the one who was a barren woman is going to rejoice and shout. Dar cea care este stearpă va fi foarte bucuroasă și va striga de veselie. Because miraculously her children are going to be more. Pentru că miraculos copiii ei vor fi mai mulți. And in verse 2 we have this verse about making your tent bigger. Și iar în versetul 2 avem acest verset care spune că să faci cortul tău mai mare. Now look at verse 3. Și uitați-vă la versetul 3. For to the right and to the left. Căci către stânga și către dreapta. You shall birth forth. Tu vei izbucni sau tu vei străpunge, te vei răspândi. That is that same word for bursting forth or paratz. Este același cuvânt pentru a face o spărtură sau a izbucni sau a răspândi, ca și cum se numește perați. And it says your seed will possess the nations. Și spune că sămânța ta va cotropi neamurile. It could be translated will inherit the nations. Se poate traduce cum vom moșteni neamurile. It relates to the biblical word for an inheritance. Are legătură cu cuvântul biblic de a fi moștenitor. It means here that the nations will become part of Israel. Înseamnă aici, așa are sensul că națiunile vor fi parte din Israel. And why is that going to happen? Și din ce cauză se va întâmpla acest lucru? For the blessing. Pentru binecuvântări. And in order for that to take place. Și ca acest lucru să se întâmple. We don't want a smaller Israel. Noi nu dorim un Israel mai mic. We want a larger Israel. Și dorim unul mai mare. And what is Israel going to do? Și ce este ceea ce va face Israelul? They will resettle those ancient places that had been destroyed. Vor reinstaura acele locuri care au fost distruse. That's what we're seeing today. Asta este ceea ce noi vedem în ziua de azi. And the world sees this as an obstacle to peace. Și lumea de astăzi vede acest lucru ca un obstacol împotriva păcii. But this is God's peace plan. Însă acesta este planul de pace al lui Dumnezeu. Let me conclude by saying this. Dați-mi voie să concluzionez prin a spune următoarele. If you rely upon the Romanian translation, dacă tu te bazezi pe traducerea românească, you're not going to have the right view of Tamar. Nu o să ai viziunea care trebuie corectă față de Tamar. You won't see Tamar as Matthew in his gospel wrote about her. Nu o să vezi pe Tamar așa cum Matei a scris în Evanghelia lui despre Tamar, cum s-a referit Matei la ea. You won't understand the significance of the land of Israel. Nu vei avea percepția corectă față de semnificația țării Israel. And why God is bringing more and more Jewish people to the land. Și din ce cauză Dumnezeu aduce din ce în ce mai mulți evrei în țară. This is a very important chapter. Acesta este un capitol așa de important. My hope is that you will pray about it. Nădejdea mea este că tu te vei ruga în legătură cu acesta.
that you will study it slowly and carefully. Că vei studia acest pasaj încet și cu mare atenție. And you will not learn my interpretations. Și nu vei învăța interpretarea pe care eu o dau. But through prayer and serious study. Și prin rugăciune și studiu intens. You'll learn the revelation of God. Vei învăța revelația pe care Dumnezeu o dă. Amen. Amen. Mulțumim foarte mult, frate Baruch, pentru lecția din seara aceasta. Întrebările pe care le aveți, dacă aveți, le puteți pune pe chat-ul de pe YouTube. Probabil ele o să-mi fie trimise de către buna mea prietenă Ami. Le aștept pe WhatsApp. Ce să zic? Eu cred că este un mesaj foarte, foarte bun. Și dacă dintre voi vă întreabă dacă are traducere, o avem, că doar pe cea română o avem, avem o veste bună pentru voi. Și anume, există o aplicație biblică pe care noi am făcut-o, se numește Love Israel România, o puteți descărca de pe Android sau de pe Apple. Și acolo aveți aproape 50 de cărți din cele 66 de cărți explicate, așa cum ați avut și șansa în această seară să auziți explicații din original, le aveți explicate în limba română cu subtitrare și cu text și așa mai departe. Așa că cei care sunteți interesați, descărcați-vă de pe App Store sau pe Google Play aplicația Love Israel România. Este în limba română. Avem foarte multe materiale, peste 1500 de materiale în limba română. Un alt anunț este că ne apropiem cu pași repede de încheierea înregistrărilor care se vor face pentru tabăra de studiu biblic. Facem o tabără de studiu biblic foarte interesantă, 4 zile și 3 nopți la Râșnov, între 8 și 11 august anul acesta. Se mai pot înscrie câteva persoane, că chiar câteva locuri mai avem disponibile. Este acolo pe banda aceea roșie numărul meu de telefon la care se mai pot face înregistrările. Ce să vă spun, nu sunt multe locuri, așa că cei care chiar doriți să veniți, sunteți așteptați. Vreau să vă mai prezint niște cărți pe care fratele Baruch le-a scos în limba română, le avem, dar dacă este un video de prezentare al taberei de studiu biblic în studio, se poate pune acel film de prezentare și după aia continuăm cu anunțurile și cu întrebările. Așa că dacă este video, cei din studio pot să pună video când doresc ei. Summer is not that far away, and therefore I'd like to invite you to our Bible Summer Camp. The dates are August 8th through 11th in Râșnov, Romania. During this time, we're going to have fellowship, worship, and many opportunities to open up God's Word and to learn together. There will be many different things that we're going to be studying. For example, there's going to be an emphasis on marriage and family, how to have a Bible-based family, and how to grow a marriage that is pleasing to God and a testimony to others. In addition to that, we're going to be looking at what the Bible says concerning assurance, the doctrine of eternal security. Can a person lose their salvation? And what does the Bible mean when it says eternal life? On that Shabbat, we're going to be studying the weekly Torah portion that every synagogue in the world is going to be reading on that day. And of course, there'll be other subjects that we're going to deal with. Therefore, no matter who you are, one of these subjects will be of great interest to you. So we would like to invite you to come to our Bible study camp, August 8th through 11th, again in Râșnov, Romania. It's going to be a wonderful time to get to know one another and to grow in our knowledge of the Word of God together. So again, consider this your personal invitation to come and fellowship with us, study with us, and worship with us. Hopefully, we'll see you then. Shalom. Da, au venit deja niște întrebări, we have some questions, dar înainte de întrebări vreau să vă arăt
și să vă prezint cărțile pe care fratele Baruch le-a scos și le avem tipărite în limba română. Sunt 6 la număr, le-am aici, prima este aceasta, nu știu cum să o pun să o vedem mai bine din cauza luminii, cred că așa se vede, așa, o punem așa. Este o carte care reprezintă un război ce se află în Daniel, capitolul 8, foarte interesant. Avem o carte care prezintă răpirea și de ce răpirea este și trebuie să fie considerată biblică și nu emoțională. Apoi avem aici o carte despre împărăția milenară și ea, cine va face parte din ea, de ce va face parte din ea și cum și când va începe. O carte pe care eu o consider una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit, asta este O lume împotriva Israelului, o carte deosebit de complexă, foarte multe lucruri interesante am aflat din ea. Ultima din seria Vremurilor Sfârșitului este aceasta, Israel și Antichrist și Israelul, ceva despre care media nu o să spună niciodată. Este planul lui Israel pe care îl are cu lumea aceasta și îndeoseb cu Israelul. Aceste cărți se pot trimite prin poștă aproape oriunde și mai avem cartea aceasta, Pildele lui Mesia Iisus, adevărul împărăției prin ochii evreilor, 46 de pilde explicate în contextul în care acestea au fost scrise. Foarte interesant, invitația la marele banchet din Luca. Deci sunt lucruri pe care cred că orice creștin trebuie să le cunoască, să le afle. Dați-mi un mesaj cu adresă, nume, prenume și număr de telefon și le trimitem mai oriunde. Întrebările au început să curgă. Cred că sunt foarte multe întrebări legate de actul acela intim și cultura, diferențele de cultură dintre atunci în Israel și acum în lumea modernă. Și probabil că din cauza asta multe nu se înțeleg, dar am să-i traduc și lui Baruch pe scurt și după aia punem întrebările. Cred că prima întrebare o am eu, că am găsit un text în scriptură și vreau să-l explice. So basically, Baruch, we have a lot of questions about, I think that the questions are because the differences between that time culture in our modern day culture. How can we apply what happened then with the intimate act between two peoples that are not married, and how can we consider that act in our modern times, because an extramarital relationship is sinful. So this, about this, I think are two or three questions, but we will take it time, a little by little, time by time. But the first question I want to put it, can you open on Leviticus 21 verse 9? Before we do, I want to respond to those words. Înainte să căutăm Levitic 21 cu 9, vreau să răspund acelor cuvinte. Based upon what you said, I don't think people were listening to the scripture. Bazat pe ceea ce ai spus tu, eu nu cred că oamenii au ascultat scriptura sau învățătura. Who said anything about an adulterous relationship? Cine a spus despre o relație adulteră? A man is supposed to take the woman as his wife. Un om este obligat să ia acea femeie ca soție. That's what we read about in Deuteronomy 25. Asta este ceea ce noi citim în Deuteronom 25. So there's nothing immoral, nothing ungodly. Așa că nu este nimic imoral, nimic nedumnezeiesc. Obviously for the man to take this woman as his wife. Evident că acel bărbat ca să ia această femeie ca și soție, he has to be single. Trebuie să fie singur într-o primă fază. Someone who is married cannot do this commandment. Cineva care este căsătorit nu poate să împlinească această poruncă. So no way is the Bible talking about adultery. That's very, very incorrect to assume that. Așa că nicăieri în Biblie nu se spune că aceasta ar fi fost un act de adulter. Este foarte periculos sau greșit să presupui acest lucru. We can come back to that later on. Ok, vom reveni mai târziu asupra acestor lucruri. So, așa că l-am rugat pe Baruch să se uite în Levitic 21 cu 9. Leviticus 21 with 9. Dacă fata unui preot se ne cinstește curvind, ne cinstește pe tatăl ei să fie arsă în foc. So basically, very good. I agree with that. Foarte bine, eu sunt de acord cu acest verset. This is not relevant for the situation here. Acesta nu este relevant pentru situația pe care noi o avem. Look at verse 9.
Uitați-vă la versetul 9. A daughter of any priest. O fată a oricărui preot. Right there we know that that verse is not relevant to this issue. Acum știm din start că acel verset nu este relevant pentru această chestiune pe care o avem noi. We're not dealing with a priestly family. Noi nu avem de-a face aici cu o familie preoțească. We've said over and over that this is Yehuda from the tribe of Judah. De multe ori am spus că acesta este Yehuda din tribul lui Iuda. We're not talking about a woman playing harlotry. Și nu este vorba despre o femeie care face prostituție. We're talking about a woman that's fulfilling a biblical commandment. Vorbim despre o femeie care împlinește o poruncă biblică. So this verse has no relevance to the issue of Genesis 38. Așa că acest verset nu are nici o legătură cu Geneza 38. I purposely said when a woman commits adultery. Eu special am spus că atunci când o femeie comite adulter, then the way to punish her is by stoning. Atunci modul de a o pedepsi pe ea este prin aruncare cu pietre. In Leviticus 21, în Levitic 21, we have a unique situation. Avem o situație unică. When a daughter of a priest, când o fiică a unui preot, commits sexual immorality. Are un act de imoralitate sexuală. This is not what happened in Genesis 38. Nu este același lucru care se întâmplă în Geneza 38. There's no priestly family involved in Genesis 38. Nu este o familie preoțească care să fie implicată în Geneza 38. Ok. Eu cred că noi suntem foarte mulți, foarte mult învățați de către biserică, nu învățați de către scriptură. Asta este ceea ce îmi dau eu seama. Baruch, I believe that we are a lot of times we are taught about the church and we are not taught about from the we are taught from the church, not from the spirit or from the scripture. So maybe that's why we are interpreted so difficult and so disastrous some passages, because our teacher is the church. Not our teacher is the scripture and the Holy Spirit. You understand? So maybe yes, that's why we have, probabil din cauza asta că avem ca și învățător biserica și nu avem un învățător pe scriptură și Duhul Sfânt, probabil din cauza asta suntem așa de defectuoși în interpretarea pasajelor biblice. But the last example. Pentru ultimul exemplu shows that a person is looking for a verse that says to burn up an immoral woman. Cineva caută și se află din text că trebuie să arzi cu foc o femeie imorală. But it doesn't say to burn up an immoral woman. Dar nu spune să arzi o femeie imorală. This is related only to a priestly family. Această poruncă să arzi o femeie imorală se referă doar la o familie preoțească. We're dealing with the tribe of Judah, not the tribe of Levi and the household of Aaron. Noi avem de-a face cu tribul lui Iuda, nu cu casa lui Levi și anume descendenți din Aaron. So we're okay. Looking at just bits and pieces of the text, not looking at the context. Așa că obișnuim să ne uităm doar la fragmente din text, nu la context. Okay. We're all guilty of that at times. Toți suntem vinovați de acest lucru câteodată. Încerc să traduc acum întrebările. I heard a preacher, prima oară o să spun în engleză și după aia în română, I heard a preacher from this passage and the pastor said that the same like Tamar ask three things from Judah that symbolize the authority, the commandments, and the power. The Satan also wants to take our authority, the power, and the commandments. It is correct what the pastor said. Deci tot așa cum
Tamar a cerut aceste trei lucruri de la Iuda, care simbolizează autoritatea, poruncile și puterea, tot așa și Satan vrea să ni le ia autoritatea, poruncile și puterea. Este corect ce a spus pastorul? It sounds good. Sună bine. But I would want to search the scripture. Dar eu aș dori ca tu să cercetezi scripturile. And see if there's any biblical verse. Și să vezi dacă este vreun pasaj biblic that teaches identically those three things. Care ne învață în mod identic acele trei lucruri. Because nothing in our text today. Pentru că nimica din textul nostru de astăzi brings Satan into the chapter. Îl introduce pe Satan în acest capitol. It is true that Yehuda lied. Este de adevăr că Yehuda a mințit. And we find that Satan is the father of lies. Și ne dăm seama că Satan este tatăl minciunilor. But this is why I don't agree. Dar uite cu ceea ce eu nu sunt de acord. The one that's receiving these three things. Cel care primește aceste trei lucruri is that righteous woman Tamar. Este acea femeie neprihănită Tamar. Not Satan. Nu Satan. So, even though that's an interesting principle. Chiar dacă acesta este un principiu interesant, I'd want to see it supported in other verses before I taught it. Aș vrea să găsesc un suport biblic în alte versete înainte să predau sau să îmi dau o părere despre el. Ok. I still don't understand how the act of prostitution of Tamar doesn't consider sinful, and as much as we know, we cannot make good through evil, or I am getting wrong? Tot nu înțeleg cum actul de prostituție a lui Tamar nu se consideră păcătos. Din câte știm, nu putem face bine prin rău, sau mă înșel? Tamar did not commit prostitution. Tamar nu a făcut actul de prostituție. She fulfilled a biblical commandment called Yibum. Ea a împlinit o poruncă biblică care se numește Yibum. She wasn't a prostitute. Ea nu era o prostituată. She was obeying the word of God. Ea stătea în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. It was Judah who thought she was a prostitute. Iuda este cel care a crezut că ea este o prostituată. He's the one that did the evil deed. El este cel care a făcut lucrurile rele. Here's what we learn in this passage. Uite ce învățăm din acest pasaj. The first two brothers. Primii doi frați. They wanted to be with Tamar. Au vrut să fie cu Tamar. But they did not want to give conception. Dar nu au vrut să ducă la final ca ea să rămână gravidă. They didn't want to fulfill the word of God. Nu au vrut să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. And God slayed them. Și Dumnezeu i-a omorât. I made mention that this was confirmed in Judah for not keeping his word that his wife died. Am spus că Iuda a făcut acest lucru pentru că trebuia să facă acest lucru atunci când soția i-a murit. So, we're focused on three men. Așa că noi ne focusăm pe trei bărbați. They did evil. Ei, acești trei bărbați, au făcut ceea ce este rău. But the one woman, Tamar. Dar acea femeie, Tamar, she did righteousness. Ea a făcut neprihănirea. What she did was to fulfill a biblical commandment. Ceea ce a făcut ea este să împlinească o poruncă biblică. Putting this in the terms of her committing prostitution. Să pui acest termen a ei în a fi ca și cum ar fi făcut prostituție is bearing false witness against her. Ar duce la o mărturie falsă împotriva ei. Yehuda understood that she was righteous. Yehuda a înțeles că ea a fost neprihănită. And the New Testament puts her in the genealogy of Christ for a reason.
Și Noul Testament o pune pe aceasta în genealogie pentru un singur motiv. So never think that she committed prostitution. Așa că să nu cumva să te gândești că ea a produs sau a făcut prostituție. Of course, God hates prostitution. Bineînțeles că Dumnezeu urăște prostituția. That's not what happened in Genesis 38. Nu este aceasta ce se întâmplă în Geneza 38. Ok. Serafim, eu cred că dacă nu n-a răspuns Baruch la întrebările tale, cu siguranță acum ai găsit un răspuns. Dacă nu, scriem din nou, ai pus trei întrebări destul de încurcate, pune una singură ca să pot să o înțeleg. Dar eu cred că Baruch deja a răspuns la întrebările tale. Petru Fodor, nu știu dacă este o vorbă, eu o să-l întreb pe Baruch despre o carte de rugăciuni. Petru Fodor is asking a question. He says, I'm listening to Brother Baruch in Spanish, and he was speaking about a book of prayers. I would like to know how can I have that book of prayers. Thank you very much. Be blessed. Fratele spune așa, fratele Petru Fodor, ascult pe fratele Baruch și în spaniolă și vorbea de o carte de rugăciuni și aș vrea să știu cum pot să am acea carte. Mulțumesc mult. So? We're either talking about one or another books. Fie vorbim de una sau altă carte. One way of talking about the book of prayers is simply the book of Psalms. Okay. Un mod de a vorbi despre sau să ne referim la cartea de rugăciune este de cartea psalmilor. But perhaps I was talking about the Sidur. Dar probabil eu am vorbit de Sidur. Which is a book of prayers that are recited in the synagogue that are mostly scripture. Care este o carte de rugăciuni pe care noi o citim în sinagogă, care de fapt este o alcătuire de materiale bazate pe scriptură. The Siddur has Hebrew and you can also find it with Spanish. Sidurul poți să-l găsești în ebraică și de asemenea are variantă și de spaniolă și română, and Romanian also. If he simply puts in a search engine like on Amazon. Dacă tu cauți într-un mod simplu de căutare, gen Amazon, and write Sidur Hebrew Spanish, he'll find one. Și cauți acolo titlul Sidur în limba spaniolă, o să-l găsești. Și în română de asemenea. Ok. Ok. The law, Serafim is making a question. The law was not giving, it was not gave when Tamar and Yehuda, they realized this act has any relevance. Legea nu era dată pe când Tamar și Yehuda au realizat acest fapt. Are vreo relevanță? Wonderful question. O întrebare minunată. Bravo, Serafim. When we walk in faith, atunci când noi mergem prin credință, that faith will cause us to live in obedience and in righteousness to the law. Acea credință ne va cauza pe noi să mergem în obediență, în ascultare față de legea lui Dumnezeu. So, yes, the law did not come for several generations. Așa că, într-adevăr, legea nu a apărut decât după câteva generații. But Tamar understood what was righteous. Dar Tamar a înțeles ceea ce era neprihănit. Because she was a woman of faith. Pentru că ea era o femeie a credinței. Many of the things that the patriarchs did and those who lived before the giving of the law. Foarte multe lucruri pe care patriarhii le-au făcut și cei care au trăit înainte de darea legii. Reflected the truth of the law. Reflectau adevărul legii. We need to remember what Paul says. Trebuie să ne aducem aminte ceea ce a spus Pavel. He says one of the reasons why the law was given. Spune că unul dintre motivele pentru care legea a fost dată, to drive us back to faith. Este că noi să mergem înapoi la credință. So the law, when we apply it to our life, leads us to be faithful. Așa că legea pe care noi o aplicăm la viața noastră ne conduce ca să fim neprihăniți. And when we live according to faith, și noi când trăim conform credinței, what does Paul say in Romans 8 verse 4? Ce spune în Romani 8:4 Pavel?
When we not walk not in the flesh but in the spirit. Și în atunci când noi nu umblăm în fire, ci în Duhul, we fulfill the righteousness of the law. Noi împlinim neprihănirea legii. So Tamar was demonstrating faith. Așa că Tamar a demonstrat credință. Just like Abraham did. Exact așa cum Avram a demonstrat. Ok. Continuăm cu niște anunțuri. We continue with some announcements until some question will appear. Vreau să vă aduc încă o dată aminte, așa cum scrie acolo și pe chestia aia roșie de jos, facem ultimile înscrieri pentru tabăra de studiu biblic de la Râșnov anul acesta între 8 și 11 august, 4 zile și 3 nopți. O să fie o locație extraordinară, cu o învățătură foarte interesantă, 9 sesiuni de studiu, fiecare sesiune o oră jumate plus întrebări și răspunsuri. O să avem părtășie, studiu biblic acolo, o să fie ceva foarte fain. Cei care doriți să veniți, haideți acolo. Vă aduc aminte încă o dată, cărțile pe care fratele Baruch le-a scris în limba română sunt 6 la număr. Le trimitem oriunde în țară și dincolo de granițele țării, așa că puteți să îmi scrieți pe numărul care este afișat acolo pe ecran. De asemenea, vă invităm să descărcați aplicația de studiu biblic Love Israel România, o găsiți pe Google App sau Play Store, sau cum se numesc acele locuri. O descărcați de acolo, aveți peste 50 de cărți care sunt explicate din original și am văzut în seara aceasta cât de important e să ai o explicație din original și cât de mult s-a pierdut datorită traducerii. Ce să vă mai spun? Mulțumim Vocea Creștinilor pentru ajutorul pe care ne-l dați în fiecare dată. Mulțumesc Ciprian, Luca, mulțumesc Ami, sunteți prietenii noștri și mulțumim foarte mult. Nu uitați să dați mai departe aceste materiale celor dragi, să vă înregistrați, să vă abonați la pagina Vocea Creștinilor. Credem că făcând aceste lucruri de comunitate suntem plăcuți Domnului și că putem să ne ajutăm unii pe alții. Iar pentru faptul că am pomenit de cuvântul comunitate, acolo pe ecran aveți numărul meu de telefon. Avem o comunitate Love Israel România, acolo anunțăm evenimente pe care Asociația Love Israel în România și în diaspora le are. Vom avea conferință în Moldova, în Spania, în Germania. Știu sigur că sunt foarte mulți românași pe acolo. De asemenea, avem în fiecare vineri o porțiune din Tora explicată de către fratele Baruch Corman. Este așa de multă revelație și Dumnezeu face așa de frumoasă lucrarea timpurilor pe care le trăim și nu știu dacă aceste timpuri se vor mai întoarce odată. Aduceți-vă aminte acum 3 ani ce se întâmpla și acum 4 ani. De aia zic că haide să ținem aproape. Dacă nu mai sunt întrebări, Ami, probabil că vom închide și o să rog cei din regie la final să mai pună încă o dată filmul de prezentare al taberei de studiu biblic. Să sperăm că ne vedem sănătoși data viitoare și mulțumim încă o dată Vocea Creștinilor. Thank you very much, brother Baruch. We don't have any more questions. So, okay, I'd like to conclude with something. Eu aș dori să concluzionez cu ceva, spune Baruch. Prostitution is always wrong. Prostituția întotdeauna este greșită. But nothing in this scripture is condoning prostitution. Dar nimica din acest text nu ne duce cu gândul la prostituție. We need to let the Bible be our teacher. Trebuie să lăsăm Biblia să fie învățătorul nostru. I want us to look at the 21st verse. Vreau să ne uităm la versetul 23. 23. Where 21st verse. 21. La versetul 21. Deci Geneza 38 cu 21. In the middle of that verse, în mijlocul acelui verset, it says, "Where is the prostitute that's at the intersection?" Unde este acea prostitută care stătea la intersecție? Enaim înseamnă intersecție. So Enaim, it means crossroad. Yes, yes. Ok, deci unde este acea prostitută care stătea? Nu spune la Enaim în origine, ci spune la intersecție. Dar Enaim înseamnă intersecție. Notice how the verse concludes. Și uitați-vă cum se concluzionează acest verset. They said there is no prostitution here. Ei au spus nu a fost nici o prostituată aici. That's to inform us that Tamar is not a prostitute. Asta este să ne dea nouă informație că Tamar nu este prostituată.
Look at verse 22. Uitați-vă la versetul 22. The men of that place. Omul acelui loc. They said. Oamenii acelui loc i-au spus. There's no prostitute in this place. Nu avem nicio prostituată în acest loc. This is to teach us. Asta este ca să ne dea nouă învățătură. To help the reader understand. Ca să ne ajute și să ajute cititorul să înțeleagă. If you think Tamar is a prostitute, you are erring. Că dacă tu crezi că Tamara este o prostituată, ești în eroare. She is righteous. Ea este neprihănită. She is fulfilling a biblical commandment. Ea împlinește o promisiune, o poruncă biblică. Now, I didn't say this. Acum, eu nu am spus asta. But it's biblically true. Dar este un adevăr biblic. I was hoping that everyone would know this conclusion. Eu sper că toată lumea ar cunoaște această concluzie. But because of what Tamar did. Dar pentru că ceea ce Tamar a făcut, Christ used that to enter into the world. Hristos a folosit acel lucru ca să intre în lume, să vină în lume. He doesn't use evil. El nu folosește răul. He doesn't use prostitution. El nu folosește prostituția. Our Christ is righteous. Ci Hristosul nostru este neprihănit. And everything that's related to him is righteous. Și tot ceea ce este în legătură cu el este neprihănit. We can't look at this from our culture. Nu trebuie să ne uităm la acest pasaj din punctul cultural din care noi facem parte. We have to understand it according to scripture. Și trebuie să-l înțelegem conform scripturii. This is the problem I think that many are having. Asta este problema pe care cred că mulți dintre noi o avem. Do you think that God would put a prostitute in the genealogy of Messiah? Credeți că Dumnezeu ar fi pus o prostituată în genealogia lui Mesia? Judaism says that Bathsheba sinned. Iudaismul spune că Bathsheba a păcătuit. But she was innocent. Dar ea era inocentă. People make confusing statements about Ruth. Oamenii fac declarații confuze când este vorba despre Ruth. When she lay down at the feet of Boaz. Atunci când ea s-a culcat la picioarele lui Boaz. She did nothing sexual. Nu avea nici o conotație sexuală acel la fapt. And when she says, "Cover me with your wing." Și când spune că acoperă-mă cu aripile tale. Again, she was referring to this. Din nou, ea se referă la acel lucru, la acei franjuri, acea haină cu franjuri, cu ciucuri. She was saying, "Fulfill the biblical commandment to redeem me." Ea spune de fapt, împlinește porunca Bibliei ca tu să mă răscumperi pe mine. For you are a redeemer. Pentru că tu ești un răscumpărător. And I'm amazed at the number of Christian commentators. Și sunt așa de uimit cum așa un număr mare de comentatori creștini that deals with this passage as something that is sexually related. Care abordează acest mesaj spunând că are o conotație sexuală. It's not related to sex. Nu are nicio legătură cu sexul. It's related to biblical truth. Ce are legătură cu adevărul biblic. And calling Boaz to act as that redeemer. Și îl cheamă pe Boaz să fie acel răscumpărător. So let's do a good job studying scripture. Așa că haideți să facem un lucru bun, să studiem scriptura. So we don't accuse a righteous woman Tamar. Și să nu acuzăm o femeie neprihănită care este Tamar. As a prostitute. Ca fiind o prostituată, prostituată. And one last point. Și un ultim punct. I'm going to ask George this question. Eu voi pune lui George această întrebare.
What did she get? Ce a primit ea? Did she get some payment? A primit ea oare vreo plată? Prostitutes get paid. Prostituatele primesc plată. Did she get anything? A primit ea ceva? She didn't get the goat. Nu a primit iedul. And those three things that she received from Yehuda. Și acele trei lucruri pe care ea le-a luat de la Yehuda, she sent back to him. Ea le-a trimis înapoi lui. So I ask you, George. Așa că te întreb pe tine, George, adică pe mine. What did she receive? Ce a primit ea? Blessing. Can you be more specific? A primit binecuvântarea. Poți să fii mai specific. She received an inherit that is the lineage of Messiah. She received a son. Ea a primit un fiu. What you said's right. Actually two sons. De fapt, e adevărat. But one was that firstborn. Dar a primit doi fii, dar de fapt unul a fost prim născut. And that firstborn carries on the heritage. Și acel prim născut poartă moștenirea. It's a wonderful story. Este o poveste minunată, v-am spus eu. A story of righteousness. Este o poveste a neprihănirii. And not a story of prostitution. Și nu o istorie a o poveste a prostituției. But Baruch, I have a two question. Time. Okay. Say two times. Spune de două ori. Two times the word of God says there is no prostitute in this place. De două ori cuvântul lui Dumnezeu menționează că nu este nicio prostituată în acest loc. Your question then we'll conclude. Întrebarea mea, my question is how we should understand Rahav, because in several places Rahav is mentioned like a prostitute, but some of the people says that she was a motel keeper or she was giving food from her name. How we can understand that? Deci întrebarea este, cum putem să înțelegem despre curva Rahav, pentru că unii spun că este prostituată sau unii spun că ea dădea mâncare, era hangiță. How can you understand that? Cum putem să înțelegem? You're right. There's two understandings of what Rahav was. E, așa este, ai dreptate, sunt două înțelegeri pe care le putem face în legătură cu Rahav, cum a fost ea. Let's say that she was a harlot. Haideți să presupunem că a fost o prostituată. But do you remember what she said? Vă duceți aminte ce a spus ea? She says the fear of the Lord has come upon all of us. Spune că teama, frica de Domnul a venit peste toți. And that fear of the Lord caused her to behave differently. Și acea frică de Domnul a făcut-o pe ea să se poarte diferit. The fear of the Lord caused her to behave faithfully. Frica de Domnul a cauzat-o ca ea să se comporte într-un mod plin de credincioșie. I'm glad that our God can save prostitutes. Eu sunt foarte bucuros că Dumnezeu poate să mântuiască prostituatele. I'm glad that redemption can bring about great change in people's life. Sunt foarte bucuros că răscumpărarea poate să facă schimbări severe în viața oamenilor. I'm glad that in Christ we become a new creation. Sunt foarte bucuros că în Hristos putem să devenim o creație nouă. So was Rahav simply an innkeeper or was she a prostitute? Sau atunci Rahav a fost o hangiță sau o prostituată? I can't answer that. Eu nu pot să răspund la acest lucru. But what I can say is this. Dar ce pot să spun este următorul lucru. She had the fear of the Lord. Ea avea frica de Domnul. She had the faith that was true. Avea credința care era adevărată. And as you pointed out and helped me, she's also in the genealogy of Messiah. Și asemenea, cum ai spus și tu și m-ai ajutat, ea face parte din genealogia lui Mesia. Ok, Baruch, the last question and that's it. Brother Baruch, believe in the existence of hell. Fratele Baruch crede în iad, în existența iadului? Absolutely. Absolut.
The Bible speaks of hell. Biblia vorbește despre iad. If someone doesn't believe in hell, dacă cineva nu crede în iad, then I don't believe they think anything is true in the Bible. Atunci nu cred nici o iotă din ceea ce este scris în Biblie. The Bible speaks about God's judgment. Biblia ne vorbește despre judecata lui Dumnezeu. The cross testifies that God punishes sin. Crucea arată că Dumnezeu pedepsește păcatul. So if someone disbelieves that there is no hell, așa că cineva care nu crede că nu există iad, I don't think they have much faith at all in this book. Nu cred că au foarte mare credință în această carte, în Biblie. There is a hell. Există iad. There's also the lake that burns with fire and brimstone. Există de asemenea lacul care arde cu foc și pucioasă. And every person is going to spend eternity. Și fiecare persoană își va petrece eternitatea. Either in the New Jerusalem, fie în noul Ierusalim, or in that lake that burns with fire and brimstone. Sau în acel loc care arde cu foc și pucioasă. And the reason why that there's a voice of the Christians. Și motivul pentru care există vocea creștinilor. To bring people into the New Jerusalem. Este ca oamenii să fie aduși în noul Ierusalim. To bring them out of sin. Să-i scoată afară din păcat. Out of crime. Afară din infracționalitate. Out of prostitution. Afară din prostituție. Out of drugs. Afară din droguri. And into his marvelous light. Și să își continue viața, să termine într-un mod extraordinar. With that we'll say good night and amen. Cu asta vă spune noapte bună și amin. Deci încă o dată cei din studio, dacă mai pot să mai pună filmul de prezentare al taberei, locuri vă spun clar că sunt foarte puține, le numărăm pe degetele de la două mâini, cam așa, mai puțin. Cei care vor să mai înregistreze mai au o șansă acum. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumim Vocea Creștinilor, mulțumim Ciprian Luca, Ami, ești prietena noastră, mulțumim foarte mult. Brother Baruch, thank you very much. Shalom. Laila Tov. Noapte bună. Summer is not that far away, and therefore I'd like to invite you to our Bible Summer Camp. The dates are August 8th through 11th in Râșnov, Romania. During this time, we're going to have fellowship, worship, and many opportunities to open up God's Word and to learn together. There'll be many different things that we're going to be studying, for example, there's going to be an emphasis on marriage and family, how to have a Bible-based family, and how to grow a marriage that is pleasing to God and a testimony to others. In addition to that, we're going to be looking at what the Bible says concerning assurance, the doctrine of eternal security. Can a person lose their salvation? And what does the Bible mean when it says eternal life? On that Shabbat, we're going to be studying the weekly Torah portion that every synagogue in the world is going to be reading on that day. And of course, there'll be other subjects that we're going to deal with. Therefore, no matter who you are, one of these subjects will be of great interest to you. So we would like to invite you to come to our Bible study camp, August 8th through 11th, again in Râșnov, Romania. It's going to be a wonderful time to get to know one another and to grow in our knowledge of the Word of God together. So again,
Consider this your personal invitation to come and fellowship with us, study with us, and worship with us. Hopefully, we'll see you then. Shalom.